Alt cuvânt interesant care mi-a plăcut și vi-l spun, că ăsta vă dă răspuns la foarte multe întrebări. Întrebare, zice, că dacă avea Hristos în mare cunoștință și mare cunoașterea Lui, altă cale mai ușoară de intrat în rai decât crucea, nu o folosea pe aia? Credeți că lui i-a convenit să fie bazucărit și umilit în harul ăsta pentru noi? Deci dacă era altă cale, o găsea și pe aceea și ne-o arăta și nu pe aceea. Deci, fraților, altă cale de intrat în rai, fără prin, evitând crucea și moartea, nu există. Să nu credeți altceva. Și mă întorc înapoi din ce am spus, deci îl face pe Lucifer, deși știa că va cădea, îl face pe Adam, deși știa că va mușca, și ia și pe Iuda, ucenic și apostol, deși știe că îl vinde. Trebuie să înțelegeți că în spatele acestor acțiuni, să le spun așa, stă nemărginita iubirea lui Dumnezeu.